Un minor din Râmnicu Vâlcea a fost lovit de o mașină în timp ce încerca să traverseze regulamentar strada în zona Lenin Sud. În urma testării șoferului cu aparatul etilotest, s-a constatat faptul că acesta nu consumase alcool, cauza probabilă a accidentului fiind neatenția la volan. Din primele date, un autoturism ar fi acroșat un minor angajat în traversarea drumului. Acesta a fost transportat de urgență la spital. Din primele date, nu ar fi lovit grav. În acest caz, organele de poliție au deschis un dosar penal.